Salut, camarazi! E 7:30, că aici la țară trăiesc în alt ritm decât la oraș. M-am sculat, am dat la păsări, le-am dat niște porumb într-o străchioară, le-am dat niște lucernă din curte, mi-am făcut o cafeluță aici turcească. Ia să vedem, o prinde camera, o prinde, așa. Fierbinte, că sunt un pic răcit. E răcoare aici, dar văd că n-a mai căzut rouă noaptea asta, a fost uscat. Dar e norat așa, stă parcă ploaie, cred că o să avem și zăpadă cândva. Mi-am făcut două feluțe de pâine cu unt, că n-am mai mâncat de mult unt, și cu sare pe ele. Și cu cafeluța asta, cu un pic de miere de rapiță, am luat de la o băbuță ieri. Un borcan de ăsta cred că mi ajunge două, trei săptămâni, că pun doar la cafea, la ceai îl beau fără. Ce să zic, sunt bine sănătos. Am o comandă de cineva de la București, vineri când vin să-i aduc un cocoș de țară la meserie, să fac o ciorbică ce n-a văzut Parisul. După aia poate mai găsesc și eu niște clienți să mai vând niște păsări sau porci de aici de la țară. Sunt foarte multe păsări și, adică, curcani, rațe, rățoi, gâște, gâscani, găini de toate felurile, și pitice, și mari, așa. Sunt și niște găini negre frumoase, poate cumpăr una de la o vecină, că îmi place mult, e frumoasă, o găină încă moțată și încălțată, știi? De toată neagră pe negru, știi? E frumoasă foc. Trebuie să mă duc la mănăstirea Comana astăzi să-i duc ceva lui prietenul meu călugărul, că e și el amărât că e călugăr sărac. După aia trebuie să mă duc să văd un site ăsta arheologic în zonă, pe aici sunt mai multe. Stai să văd dacă camera, că sunt cam... stai că stau așa, că se bate lumina cam de sus, dar mă vedeți oricum. Ce să zic, v-am zis, sunt sănătos, îmi repartizez orele zile așa cum trebuie, ca să tai și lemne, fac și cumpărături, mai și gătesc, asta e viața la țară, știți, sunt în ritmul satului, să zic așa. Dacă mai intră banii pe 23, acum vreau să mai cumpăr niște plasă ca să mai scot găinile din camera aia întunecată, să le scot puțin mai afară unde e mai multă lumină, dar e și mai mare pericol pentru că vulpea nu cred că vine pe partea aia, pe partea dealului, care e mai la așa mai spre câmp. Da, sunt doi maidanezi pe aici și intră în curtea la o babă care are gardul găurit. Intră o cățea și un câine, știi? Și bine, ziua nu cred că se repet la ele, iar noaptea le bag în camera aia și le baricadez acolo până ai găsit ceva mai bine. Mai am lucernă în curte. Mi-am făcut, v-am zis ieri că am în fundul curții, am găsit vreo 2 metri pătrați de urzică. Probabil din cauza vremii au rămas verzi, beau în fiecare zi urzică fiartă cu prăfuleț de sare, ea e foarte sănătoasă, are sare, vi-o recomand, dacă aveți nevoie vă pot aduce și vouă. Și am găsit tot în fundul curții rostopască, o să fac ceai de rostopască că e foarte sănătos și nu mă costă nimica, așa, deci v-am zis, mă delectez cu pâine proaspătă albă, din păcate, cu unt și o cafeluță turcească cu un pic de miere de rapiță. Ce să vă zic, mă obișnuiesc în ritmul satului, vin vinerea și sâmbătă câteva ore la București să mai lucrez ca ghid, să mai scot un bănuț, că n-am prea mulți bănuți, știți, sunt la limită. Deci sper să totul să fie bine. V-am zis, dacă aveți nevoie de porci, sunt vreo 16-17 porci de vânzare, de la 80 de kg până la 200 de kg, și bazna și mangalița care nu fac colesterol. După aia
păsări, tot felul de păsări aici, plin de păsări. Dacă vreți să cumpărați o căsuță la țară sau să închiriați ca să veniți la sfârșit de săptămână cu nevasta, cu amanta, cu copiii aici, să dați la pește, să vă plimbați cu barca, să vă închinați la mănăstirea Comana sau la schitul Delta Neajlovului, care e în apropiere de mănăstirea Comana, la vreo 5 km. Deci sunteți bineveniți, eu vă pot oferi logistica. În rest, ce să zicem, sănătos să vin, vorba aia, sănătos să fim, că belelele curg, știi? Așa. Sunt optimist, sunt încrezător, sunt tânăr, pe 1 februarie fac 72 de ani. Așa. Ce să zic, am o mică problemă cu trotineta electrică, cred că m-a păcălit omul ăla când mi-a vândut-o, e un model vechi. Și bateria cred că e varză, știi? Mă uit acum să caut, să văd dacă mai e în garanție. Știu că mai era măcar 3 săptămâni în garanție, că mi-a dat garanția pe 6 luni, deci șmecherește. Și mă duc să văd ce fac cu ea, că bateria costă mai mult decât trotineta. Dacă nu, încerc să găsesc aici la țară pe cineva cu o baterie sau văd că aici la țară oamenii mai meșteșugăresc, mai întorc, mai descos, mai deșurubează, mai montează, știi că așa e la țară, așa e românul, se cârpește. Așa, dacă nu, să găsesc o baterie și o să schimb bateria, că e foarte scumpă, nu, cred că e mai scumpă decât trotineta bateria. Așa, să văd, asta e singura problemă. Bine, e mai minoră, nu e? Dar am dat aproape 300 de euro pe ea și e păcat de banii aia că au fost munciți. Așa, camarad, deci vă doresc o zi frumoasă la toată lumea, optimistă, să fiți încrezători, să fiți puternici, să fiți români, să fiți creștini, să fiți miloși, să fiți patrioți. Și trebuie să rămânem uniți, că altfel sataniștii ne destramă, ne împrăștie, ne distruge. Deci trebuie să fim ca deștele de la mână care fac pumnul, știți? Așa, deci arom pumnul, nu uitați. Așa, deci camarați, vă pup cu drag, să aveți o zi excelentă, vă iubesc, rămânem precum catarii, umăr la umăr pe drumul vieții. Pa, camarați!